Hermi, Hermi Motan, ești la tine în cameră? Păi nu-i nici domnul Motan, nu-i nici Hermi, poate-i sus la calculator. Aici erai, domnule Motan. M-am ridicat cu mine. Păi ce faci aici? Domnule Motan, știi de câte zile n-am mai dat de tine? De 2 zile. Tu aici ai stat 2 zile la rând? 2 vorbe pentru tine. Adu berea, Vericu. Adu berea, nu? Domnule Motan, uite câtă mizerie ai făcut aici. Ai, uleu. Pă, uite, na, te las singur acasă și uite ce faci. Nu mai știi să ai grijă de tine. Miroși, păi de când nu te-ai mai spălat? Trebuie să te speli? Ia vino tu încoace prichindelule, da? Uite, vezi chiuveta asta? Da. Ia, bagă-te cu capul în chiuvetă, ia, spală-te, lasă că te spăl eu acum, domnul Motan, te spăl, domnul Motan. Nu. Ai ratat, au. A ratat, nu? Gata, bă, e bun? E bine acum să te speli pe dinți? Nu, nu-i bine. Hai, vin. Mi-au căzut toți dinții. Ridică-te, domnul Motan, am nevoie de tine. Domnul Motan, ridică-te. Bă, trebuie să te speli, mă înțelegi? Trebuie să mai speli și tu dințișorii ăștia. Uite, bă, puțin că miroși, puți, domnului Motan. Draculas. Da. Deci, doi de tine. Unul e în partea asta, unul e în partea. Stai că-s trei. 1, 2, 3, 4. Aoleu, stai. 5. Stai că am un dulap aici ceva nu pentru pot, tine. Nu mai pot. Pă, unde duci? Domnului Motan, unde duci? La ceruri, la Dumnezeu. Doamne ferească. Domnului Motan. Calmează-te, Oleacă, te rog mult, avem de discutat. Unde este Hermi Motanu? L-am căutat toată ziua în casă și nu-l pot să-l găsesc. Bă, că ai pomenit de asta, țin minte că veniți Gică Vitezomanu și a zis că vrea să-l cunoască și nu știu ce. Și mi-a dat Gică Vitezomanu, mi-a dat o navetă de bere și a zis că fă-ți de cap, pot să-mi fac și eu de cap cu Hermi. Stai, ce? Și l-ai lăsat pe Hermi Motanu să se joace cu Gică Vitezomanu? Ascultă la mine, pentru navetă de bere, te-aș vinde și pe tine, băieții. Vino cu acei! Cum? Bă, ajută-mă, hai după Hermi să vedem ce face! Dacă mai faci un pas, mă omor. Am făcut 2 pași. Doamne! Doamne, Motanu, uite ce ai făcut aici! Câtă dezordine! Aoleu, unde-i Hermi? Unde se joacă cu Gică Vitezomanu? Ăla cumva Hermi cu Gică? Ajută-mă, dracule! Gică! Ajută-mă! Tot acolo. Draculas, nu-i ceea ce pare. Am vrut să ajutor! Ajută-mă! Taci-mă! Bă, săracu! M-am jucat cu el doar. Atât. Te-ai jucat cu el, nu? Gică! De ce? Unde te duci? De ce l-ai capturat pe Hermi? Vino încoace! L-am capturat pe Hermi, am plecat. La revedere! E vina domnului Motan. Bă, care domnul Motan e divină, Gică, stai! Unde l-ai luat așa pe Hermi? Unde fugi? Fug, la revedere, ba. Gică, de ce l-ai capturat pe Hermi Motanu? Ce vrei cu adevărat de la el? Să fac experimente. Să faci experimente pe Hermi Motanu? Încerc, Hermi, să te dau jos de aici. Aoleu. Omoară-l. Vino cu acea, Gică, să ia curanga, Gică. Eliberează-l pe Hermi. Da. Eliberează-l pe Hermi Motanu. Intri și tu în coșcă cu el, fii atent. Nu! Draculas! Da, ce s-a întâmplat? Draculas, unde sunt? Aoleu! Ce-ai făcut? Suntem? Unde suntem? Am ajuns în coșcă? Cum? Da. Gică, e vina ta și a lui Mami Longlegs. Deci voi ați fost... Ăsta a fost planul vostru să ne capturați. Nu. Draculas, nu mi-am amintesc să te fii întrebat așa că taci. Au! Pă! Hermi, ce ne facem? Hermi? Hermi, de ce? Ți-am zis de atâtea ori că să nu fii prieten cu Gică Vitezomanu, cu uite-te la el! E diabolic! Domnul Motan m-a dat cu forța la el! E adevărat? Acum că mi-amintești, trebuie să mă duc să-l aduc pe domnul Motan. Aoleu, tai! Hermi! Cum scăpăm? Hermi, aoleu, mâncarea asta de ce bună, Hermi? Îmi este foame! Cred că e expirată! Aoleu, uite-te la Mami Longlegs! Mami Longlegs, asta e vina ta! Dă-ne drumul de aici, Hermi, dă-i cu grenade! Ia de aici, Mami Longlegs! E vina ta, tu ne-ai băgat în cușca asta! Hermi, ne trebuie o ieșire de aici! Uite-te la Mami Longlegs, cum se uită cu ochii aia la noi! Hermi, trebuie să scăpăm de aici, dar nu știu cum! Ai vreo idee? Poate ne salvează domnul Motan! Domnul Motan!
Domnule Motan, vezi că vine Gica la tine să-ți facă rău. Strigă la el, mai strigă Hermi. Domnule Motan! Domnule Motan! Haideți, vă arăt o schemă, bă băieți. Deci, veniți aici și săriți. Ce s-a uitat așa? Ajuns aici! Oh, Domnule Motan, de unde ai apărut? V-a plăcut schema mea? Da, da! Nu! Bă, stai puțin! Păi, Domnule Motan! Ai ajuns în cușcă, tu trebuia să ne eliberezi. Trebuia? Da, ce cauți în cușcă? Păi am vrut să vă arăt o schemă, că pot să sar în cușcă. O idee! Auleu, bă... Ajutați-mă să mă cațăr pe voi și scap și încerc să vă salvez. Stai acolo, Hermic, mă cațăr, eu pe tine. Nu, au! Bă, stați, bă! Bă, stai, bă, puțin, ați nebunit amândoi, stați puțin! Ormă cațăr eu, ormuriți. Domnul Motan, Hermi, lasă-l țicațere, când ne amenință cu arma. Au! În genunchi. Bă, nici tu nu ești, bă, în stare. Uite că o reușit țicațere. Hai, bă, cum să te... Hai, că-ți dau cu ranga, du-te! Bun. Bună ziua, aș vrea să fac o ofertă. Două navete de beri pentru acești doi băieți vulgari. Cum adică? Da? Nu! Vrea să ne vândă pe două navete de bere! Domnule Motan, lasă-ne să ieșim de aici! Nu! O dau cu grenadă! Fă, Jeremy! Fă! Auleu! Domnule Motan, noi suntem familia ta! Ai uitat? Se poate să-i luați și cu o navetă de bere, că nu mă supăr. Domnule Motan, noi suntem familia ta, să nu uiți asta vreodată! Deschide! Hermi, unde-i Hermi? Hermi! Nu! Am murit și eu. Ai capul meu. Domnule Motan, ți-am spus că nu poți să ai încredere în Gica. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că Gica ne-a prins pe toți trei. Asta a fost planul lui și al lui Mami Longlegs. Planul lor a fost să ne prindă pe noi. Auleu, Hermi, dar ce micuț ești. Cum scăpăm? Am o idee. Ce idee? Hai să săpăm și să mergem pe sub pământ. Da, chiar? Să săpăm, că nu avem ce să săpăm. Cu ce săpăm? Cu ranga? Domnule Motan, ăsta e fratele tău, bă, comporti mai frumos cu el. Au, ne batem domnul Motan pe toți. Fugim, ce se întâmplă aici? Hermi Motan, îmi pare rău că ne-o capturat Gica. Abia te-ai născut. Hai să săpăm. Dar n-ai un să sapi. După iarăși poate se enervează domnul Motan. Da, domnule Motan. Păi ați observat că asta e legată cu un fir de ață? Uite, fii atent. Nu scăpa domnul Motan! Bravo, domnule Motan, ești cel mai tare! Da. Mamă! V-a ținut aici un fir de ață. Dar noi de unde să știm? Și în plus, păi, vina ta, că tu ne-ai vândut pe bere! Dați berile alea după ce omorez, da! După ce omorez, nu? Dai! Hermi, după el, du-te după el cu ranga, Hermi! După domnul Motan cu ranga! Du-te, Hermi, du-te! Vino cu acest domnule Motan, că nu scap tu așa ușor! Ia, prinde-l, dă-i! Dă-i! O închis ușa! S-a dus vinul cu acei Hermi. Deci, Gica Vitezomano, deci nu poți să ne ții tu captiv niciodată, fiindcă puterea fraților e mai puternică decât puterea ta de dușman. Hermi, vinul cu acei și arată-i lui Gica. Unde-i domnul Motan? Lasă-l pe domnul Motan, că nu știu unde a fugit, arată-i lui Gica, că cine-i șeful. Nu funcționează. Domnul Motan! O da cu el. Domnul Motan! Iisus pe casă! Deci, dacă... Stai puțin, bă, nu mai da cu el. Hermi, stai, nu dam fratele tău! O nebunit fratele tău! Nu mai este domnul Motan care era cel deodată! O nebunit acum! Auleu, uite, l-ai prins! L-am prins! Vino ca... Ajută-mă să leg discount, haide! Discount! Gata, l-am prins, Hermi, mai dai cu ranga puțin până ți calmează. Mai așa, dai. Ai încă domnul Motan. Hai din coace. Îl ducem la bucătărie să vorbim cu el. Domnul Motan. Ce cu tine? De ce te-ai aliat cu Gica Vitezomano și cu Mami Longlegs? Draculas. Au, ce este? Propun să-i aruncăm berile. Ai auzit ce a spus Hermi Motano? Vrei să-ți aruncăm berile? Adu-i o bere! Leagă-l mai bine! Adu-i o bere din frigider! Leagă-l! Doamne, adu-i repede o bere din frigider, Hermi! Acum! Domnule Motan, facem asta pentru binele tău! Nu știu ce ai pățit, ai nebunit, dar trebuie să înceapă operația!
Hai, Hermi! Hermi, adu-o dată berea! Nu mai avem bere! Hai că trebuie să fii, uite, în congelator, Hermi, în congelator, uite-te! Hai odată, Hermi, cu berea aia! Am găsit! Dă-o rapid, dă-o rapid să-i dau să bea! Uite, domnul Limotan, bea berea asta rapid! Bea berea asta! Cum te simți acum, domnul Limotan? Hermi, lasă-l, poate se agită berea în el! O dispărut! Unde? Hermi, ce-ai făcut? Nu știu. Hermi, hai sus cu mine, că nu-i bine. Fugi, Hermi, hai sus. Hai. L-am agitat prea mult. Bacti, ai în baie. L-am văzut la geam. Cum să-l vezi la geam? Nu cred că l-ai văzut la geam. Ba da. Cum? Bacti. Bacti. Ai, uite la geam! Bacti, cadă. Trebuie să ne ascundem aici, Hermi. Păi din vina... L-a pornit apa din greșeală. Aoleu, e rece apa, Hermi. Nu. Hermi. Hermi, din vina ta, s-a enervat domnul Motan, e doar vina ta, Hermi. Nu mă vede aici. Pă, da, nu-i corect, vreau și eu să fiu așa micut, să... Aoleu, vine după noi, cred că vine după noi domnul Motan. Uite-l, o ieși din chiuvetă, dai curanga, dai, ia. Dai. Nu da cu grenade, de Hermi, că e mică, dai. Baia, Hermi. Unde? Trebuie să mergem rapid afară, vină încoace. A, uite-l! E aici, hai cu mine. Da. Asta e blestemul lui Mami Longlegs și al lui Gică Vitezomanu. Hermi, scoate racheta. Trebuie să le arătăm cine e șeful, dar mai întâi de toate, ademenește-l pe domnul Motan. Stai acolo, du-te acolo în mijloc și ademenește-l. Strigă după domnul Motan. Domnul Motan! Ce se aude așa? Aoleu! Ce o sperie zburătoare aici? E în pământ, domnul Motan! Hermi, strigă-l mai tare, fă-l să vină! Domnul Motan! Strigă-l mai tare! N-ai curaj să vii la mine! Așa, Hermi, strigă-l mai tare pe fratele tău. Oh, uite-l! E în pământ. Au! Hermi, ești bine? Nu. Auleu! Domnul Motan, vină încoace. Uite, vine fratele tău, domnul Motan. Uite-l. Domnul Motan, stai calm, Hermi. Zic că îți place mult de domnul Motan și că e un frate foarte drag pentru tine. Ești un frate foarte bun. Mai zi, Hermi, mai zi! Ești un frate foarte bun. N-o să-ți mai beau berea, nu ți-o mai beau. Bere. Ce bere să-i dau? Domnul Motan, tu nu ești, tu nu știu ce ai pățit tu cât ai fost plecat de acasă. Gică, e vina ta! Vino cu acea Gică, cât te iau acum. Hermi, ia-l pe Gică și du-te și dai curanga. Fii atent, Dracula, ce pot să fac cu puterea minții. Aici ești un animatronic. Da, deci dacă mai faci un pas, să știi că Gică Vitezuman o să o pățească. Ia vină încoace, Hermi, și dă-i curanga. Dă-i curanga lui Gică. Hai, care, dă-i curanga. Cari, ăla-i Gică? Vreți să-l vedeți pe Gică dispărut? Avada Kedavra. O dispărut și Gică. Aoleu, ce se întâmplă? Domnule Motan. Bă, Hermi Motanu e fratele nostru. Trebuie să te comporți mai frumos cu el. E din familie, suntem toți o familie, domnule Motan. Bere, da. Singura familie. Berea e singura ta. Hermi, mai adu-i o bere, domnului Motan. Uite, domnul Motan. Uite, vezi ce frate bun e Hermi, ți-a adus o bere. Uite. Păi, de ce s-a întâmplat aici? Doamne, tu ai turbat fiindcă n-ai mai băut bere de atâta timp. Poate. Hermi, i-ai adus berii fratelui tău. Uite, acum simte mult mai bine. Bă, nu te mai alea cu Gică Vitezomanu și cu Mami Longlegs, că era să ne bagi în alte belele, ne-ai băgat într-o cușcă. Uite-te la Hermi. Săracul Hermi, o plâns toată ziua din vina ta. A, da, stai că mi-ai adus aminte să-l aduc înapoi pe Gică Vitezomanu. Auleu, bă, Gică? Auleu, bă. Domnule Motan, ce-ai făcut? Bă, hai să-l ridicăm pe Gică de acolo. Ajutați-mă. Hai, Gică, trezește-te! Gică! Cred că iarăși a pus Mami Longlegs vrajă pe voi. Că era mai pus pe mine, pe Hermi și pe domnul Motan, i-a pus în cușcă. Bă, îmi pare rău pentru ce am făcut acum, mă scuzați. Am puțină treabă și o să plec. A, și o să pleci, de parcă nu s-o fi întâmplat nimic, nu? Scoate racheta, Hermi. Scoate bazuca. Nu pleci! Nu! Aoleu! Nu pleci! Dă-i, Hermi! Dă-i lui Gică!
Gica, deci ne-ai băgat în cușcă și acum crezi că o să scapi Teafăr? Dă-i, Herbie, dă-i! Dă-i! Bravo, Herbie. Partea rea e că încă mă milon glezeci. Lasă că scăpăm acum și de ea. Da, stai așa că domnul Motan știi să scapi de ea. Domnule Motan! Domnul Motan! Domnule Motan! Ieși din casă că am scăpat de Gica. Domnule Motan! Bă, nu mai sta Caliliacu acolo. Bă, ieși din casă, ieși și tu la lumină. Bă, tip... Stai să ieși pe ușe. Ce pisică... Care ușă? Bă, ce pisică normală este pe geam. De ce nu ieși tu pe ușă? Nu. Bă, trebuie să scăpăm și de Mami Longlegs. Știi cumva doar... Bă, lasă-l puțin pe fratele tău, Herbie Motanu. Știi cum să scăpăm de Mami Longlegs? Stai bă, că am eu o idee. Fii atent. Ups. Deci, e sticla asta, e sticla cu berii, cea mai sfântă berii din planeta asta, ce pot să zic? Și dai așa în cap cu ea. Mami Longlegs, ia de aici! Păi și crezi că dacă îi dai lui Mami Longlegs în cap, o faci să plece? Bă, încercarea moartei n-are, e vorba unui internet, știi cum e. Doamne! Bă, dracu, las, bă. Da, domnule Motan. Eu ce ți-am zis de berea mea, ia uite. Adică? Ia uite în spatele tău, uite în spatele tău. Bă, unde e Mami Longlegs? Mami, da? O plecat? Ce cadoare. Aoleu, nu iarăși, nu iarăși, Bob. Nu. Fiți atenți. Vă pedepsesc. Uitați, băieți, Herbie Motanu, domnule Motan, în sfârșit stăm toți la masă ca o familie frumoasă. Herbie, uite, fiindcă ai fost cu minte toată ziua, poți să mănânci cât McDonald's vrei tu. Dar tu, domnule Motan... Da, Herbie, da. Dar tu, domnule Motan, fiindcă ai fost obraznic și ai fost o pisică foarte obraznică și te-ai comportat urât cu Herbie, o să mănânci toată... O să te uiți la Herbie cum mănâncă toată mâncarea. Uite, adum și bere, adum și bere. L-ai auzit pe Herbie, da? Băieți, uitați-vă... Ce-i pe acolo, pe geam? Nu-i nimica. Unde? Păi nu-i nimic pe geam. Nu mai e pe scaun. Nu mai este domnul Motan pe scaun. Cum s-a dus? A venit pe geam. Unde-i? Domnul Motan, ești pedepsit. Ești pedepsit? Aaa, domnul Motan, ești pedepsit. Acum asta e toată mâncarea mea. Cam acesta a fost episodul Vampiraș, nu uitați să apăsați butonul de subscribe, like și comentariu și desigur nu uitați să vă abonați la canalul lui Sici, domnul Motan din descriere și al lui Herbie Motanu și vă iubim Vampiraș, ne vedem în episodul viitor!